Asociația de Turism Chindia se aventurează din nou pe creștere munților, continuând top 28 prin cucerirea unor noi vârfuri, de această dată din Slovacia. Expediția era programată în perioada 10-13 iulie 2014, însă, din cauza precipitațiilor deosebit de abundente din ultima perioadă, în zona montană înaltă, acestea au căzut sub formă de zăpadă pe anumite voi alpine, atingând și grosim de 2-3 metri. În aceste condiții, ca urmare a recomandărilor salvamontiștilor slovaci, s-a renunțat la ascensiunea pe cel mai înalt vârf al Slovaciei, iar obiectivul a devenit cel mai înalt vârf al Poloniei, vârful Risii, 2499 de metri, vârf accesibil și pe varianta slovacă. Plecarea în această expediție a avut loc în data de 10 iulie cu un autocar pe traseul București-Brașov-Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea, Ungaria și Slovacia. Pe acest traseu vor fi vizitate și următoarele obiective: Spiš Castle, unul dintre cele mai mari castele din Europa, peștera de gheață Dobšinská, una dintre cele mai importante din lume, cu o grosime a stratului de gheață de până la 26 de metri, peștera de Aragonit-Ochtinská, singura peșteră cu aragonit care se poate vizita în Europa. Sâmbătă, 12 iulie 2014, se va da asaltul final, traseul trecând pe lângă lacurile Zabi de 1920 de metri, Cabana Risi de 2250 de metri, Șaua Vaha de 2340 de metri cu urcare spre vârful Risii de 2499,6 metri. De menționat că pe acea creastă mai există și vârful Mel Risii, micul Risii de numai 2430 de metri. Echipa montaniarzilor dâmbovițeni este constituită din Ilana Bocanciu, Cătălina Posta, Roxana Stâncescu, Ionel Glodeanu, Nicu Posta și Marius Prundaru. Top 28 este o imagine care, alături de simbolurile României, ale Uniunii Europene, ale orașelor Târgoviște sau Fieni, aduce zâmbete pasionaților de munte și de frumusețile ancestrale ale acestuia.